Vă salut băieți și bine v-am găsit la un nou clip la o oră după clipul precedent! Deci s-a vândut Onixul. Uh, mă rog, s-a vândut. Am primit oferta acum de Onix. O ofertă foarte bună din care o să rezulte și un case opening minunat pentru voi. Probabil ultimul case opening de iarnă, ca să zic așa. Uh, o să vedeți imediat despre ce ofertă este vorba. Eu îl pusem la 375 de ori, după cum ați văzut și voi, fraților, în clipul precedent. Doar că. A, ah, dar nu, nu e aici shop-ul. Am înțeles, e, în, e pe alt uh, cont. Imediat. Am revenit, băieți, pe sura nostru de nivel 66 și haideți să vedeți oferta uh, pentru Onyx, o ofertă bombă, zic, din punctul meu de vedere, sincer, să fiu băieți, hai să punem și pietrele astea epice house aici la vânzare, iarăși, uh, dacă toți va vinde Onyx-ul. Nu de alta, dar sunt cam singurile de pe piață și dacă nu se vândă la 30 de o bucata, oricum noi o să ne facem costumul la ora 250 mai devreme sau mai târziu, atâta contează. Uh, și pentru cei care am primit niște mesaje că, domne, cum poți să iei asemenea Onix, că e nu știu cum, uh, că, bine, foarte mulți și că, bătei cred, dar mănânci mult rahat dimineața de te... ai norocul ăsta. Și hai să vă arăt acum oferta pe Onyx pe ce o să îl vindem noi în momentul uh, de față. Uh, deci 350 de uni eu am dat 250 de oni pe ea și avem felul următor 200. Dar uh, da. Deci. am dat, deci stai mă ok bun deci avem felul următor Titan 12 putere 35 atac magic plus 9. Și aici pe piatra lunii, care sunt undeva la 48 de oni, calculat la 3 o bucata, deci 250 de uni am recuperat doar de aici și 200, de fapt 120 de cufer de astea plus tan plus 9, care fac undeva la 350 de uni Zoi a cumpărat tonixul ul GG Bro, noi am făcut profitul de aproximativ 100 de uni deci un profit, aș putea să zic, superb, plus că piatra lunii o să crească, îi mai dau Bă îi mai dau nici nu știu cât să -i zic că îi dau dar oricum ar fi avem nevoie și noi de piatră de pietre ale lunii așadar uh, bomba bombelor să te folosești de onyx zoe top v-am zis deci era imposibil să nu facem profit măcar 100 de oni pe onyx ăla și uite că așa se fac banii uh, doar dacă ești atent și verifici piața și ai cash-ul la momentul potrivit bun. Uh, treaba avem treaba stă destul de bine deci chiar destul de bine hai să vedem ce mai avem pe aici prin uh, depozit uh, pentru că o să facem și un case opening frumos acum de astea 120 de cufere aurii ok pentru că noi oricum titanul plus 9 este uh, profit plus cuferile sunt profit. Deci o să lăsăm titanul aici pietrele lunii le punem aici până o să mai crească ele la preț uh, e șarfe de 10 e șarfe de 5 blesuri avem aici. Ok, spirale nu avem nevoie. Asta iar nu am nevoie. Cristal de energie, e că lăsăm că poate dăm un PVP cu cineva, dacă găsim cu cine să dăm, bineînțeles. Arcul ăsta, săracul, lăsăm aici pentru că o să mai avem nevoie de arc. Sincer, să fiu, mie pare rău că chiar îmi pare super, super rău, fraților, de ce s-a întâmplat cu arcul ăsta. Mergem să verificăm și baba înainte să deschidem aceste 120. De cuferi aurii ok bineînțeles o să facem ca de fiecare dată o să deschidem câte 10 uh, și o să vedem uh, dropul per câte 10 uh, eu zic că o să avem ceva noroc nu are sens să le vindem fraților în momentul de față pentru că sunt cam 6 oni 20 de bucăți din ce am văzut nici nu vreau să aștept foarte mult ca să uh, le vând plus oricum o să crească și meniul în viitor, deci nu, acceptă clar viziunea, o să avem ceva în pe azi, băi mă bucur, chiar mă bucură treaba asta și hai să începem, mergem frumos la asta de eșarf ne place nouă, chiar e locul nostru, împărțim aici, unde este de fapt nici măcar nu mai împărțim, îi dăm direct, un cor mistic, vrăjește, magazin primul personal, cor prețios, cărți ajutor, vrește cu plus, licoarea înțelepciunii, mistic, piatra magică și pergamen binecuvântat. Bun, deci am luat o magică momentan, suntem bine, plus 2, vrește cu plus, uh, categoric suntem pe plus din aceste prime 10 cufere. Sperăm să meargă tot așa și, și parcă aș vrea și câteva uh, magazine premium personale, chiar nu ar strica deloc. Investiția în aceste cufere, fraților, uh, este de 72 de ani, deci atât ar fi fost ele dacă le-am fi vândut. Dar până un alt, hai să continuăm Cor precios, cufere, cărți de spingere Piatră magică, deci a doua magică fraților Până în momentul de față suntem bine O razador, licoarea înțelepciunii și încă o piatră magică iar suntem foarte bine Pentru că o piatră magică este 4 ani, fraților, noi avem 236 în momentul de față și sunt fer convins că o să continuăm cu uh, ele. Dar până una alta hai să continuăm cu astea două prețioase vrește cu B un papuș de vân meni. Uite că a venit și prim, al doilea meni, perfect. Ce poți să zici, bă frate, că numai o să îl bagi cuiva este undeva la 3-4 ani, deci uh, deja ne-am scos plus scorurile prețioase din care o să mai pice antice. Fără doar și poate cu ouăl ăsta razador care are... Eu uite mă, are 3 skill-uri, ești nebun? 1.1 are 3 zile, e cam păcat de zile într-adevăr, dar dacă este tip 6, cred că putem să ne mai scoatem ceva bănuți și de pe urma lui, dacă este tip 6. Tip 6, legendar puternic, bine mă băiatule. Fraților, dacă îl vrea cineva pe ăsta, o să-l vând, să vând, la 3 oni cu cutia voastră. Deci cine îl vrea o să-mi dea 3 oni plus o cutie de transfer și eu îi dau razadorul tip 6. Bun, să continuăm. Cor mistic, dioxid de titan, bun, foarte bun. Ad, un vrește cu B, încă un cor mistic, trei coruri mistice, mamă, bă, trei coruri mistice, superb, deci superb drop de aici, plus dioxidul de titan, plus un vrește cu B, cred că suntem pe plus și de aici, pentru că din atâtea, nu, din trei mistice, nu cred eu că nu o să dea un legendar, părerea mea. Uh, oricum, stați până la final, fraților, pentru că o să deschidem și corurile, bineînțeles, piatra lunii, odată, mini, super bine, Cormistic mistic, dioxid de titan, nobilă și parcă vin pe bandă rulantă, nu mai profit mi se pare, deci fără niciun fel de mișto, mi se pare nu mai profit, nu am mai dat marge ce drept, dar tot mi se pare foarte bine până în momentul de față. Hai să continuăm, agate, mamă, ăsta, bă, hai să-i dăm rapid, nu am primit nimic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mamă, 2 meni deja, bun, bun, bă, vreau cât mai mulți meni să-mi dea. Uh, chiar, chiar mă bucur treaba asta cu mini, magazin premium personal, magice, uh, totul, totu e superb. Deci mereu mi-a plăcut cu ferile astea de deschis, mereu mi s-a părut că poți face un profit mare uh, dacă ai răbdare cu evenimentul ăsta ok de iarnă și lucru dovedit. Plus, oricum n-am mai văzut... Uh, astea, vrește cu plus. A, ah, ba da, uite aici. Bun, deci chiar mi se pare dovedit, nu neapărat științific, nu neapărat de către mine, dar chiar poți face un profit enorm dacă ai răbdare cu cuferele astea. Hai să continuăm. Inel de teleport, agate, nu ai primit nimic, cor mistic, eșarfă, mamă, asta, ok, asta să zicem că a fost prima oară pagă pentru că ne-a dat un cor mistic. Un magazin premium, o eșarfă, da, nu s-a nu ajuns la 6 ani, din păcate aici, sunt fer convins de lucrul acesta. Hai să continuăm cu următoarele 10. Agate din nou, dioxid de titan, vrăjește cu B, Meni, foarte bine. O razador, piatra magică, încă o eșarfă și încă o eșarfă. Plus cu mistic, mamă, superb, superb, fraților, superb. Până acum avem ceva eșarfe, nu glumă. Meni, hai să continuăm. Pe cor prețios, eșarfă, mamă, dar bine că încă o Meni, două, mamă, păi băiatule, dă-ne acolo. Vrește cu plus eșarfă, iarăși, superb. Măi, super drop, frate, cum să nu-ți placă să le deschizi pe avem în total, mă, numai din meni, la 4 om bucata, să zicem. Uh, pentru că putem să le punem pe mistres, putem să le punem pe orice. Avem 8, 16, 24, 32. Avem 6 eșarfe până în momentul de față. Piatra lunii cei drept a picat foarte prost. Foarte, foarte, foarte prost. Sperăm, mai, eu mai sper la încă una până la sfârșit. Cor mistic, cor prețios. Coruri iarăși au dat bine. Încă o meni, bă, super. Deci când văd meni, deja dropul mi se pare mi se pare perfect, sincer. Uh, magice, iarăși 5 până în momentul de față, deci mai din magice 20 de ani Aici, mama asta are 14 zile și un skill. Nu mi se rog frumos că e tip 6, că mor tip 2. Am înțeles. Era frumos să fie un tip 6, dar de fapt era urât să fie tip 6 pentru că avea doar un singur skill și chiar chiar real trist. De ce să nu o zicem pe adevărată. Bun. Uh, licoarea asta în iarăși o aruncăm Oul ne mere, îl aruncăm Eu totuși sunt sigur că am făcut profit În uh, acest context în care noi am deschis Oricum ar fi fost, fraților, noi am făcut profit uh, Doar din onx acela și tot contentul ăsta s-a oferit datorită lui Uite-mă încă un Eli, Eli, Eli Bă, iarăși Eli, nu vine să cred, fraților deci 41 de oameni doar din meni și eli. Până moment de față și repede. Hai să-l deschidem pe rapid. Mamă, dar astea rapide n-au dat nimic. Au dat doar coruri. Uh, aș zice că am avut ceva noroc, fraților. Avem 5 coruri de astea mistice către legendar. Uh, baba nu ne-a mințit. Sunt curios. Ia uite că ne-a mai dat și o magică. Deci hai să facem uh, rapid un mic calcul. Sau vreți să facem calculul... Ar fi mai bine să facem calculul, mă gândesc după ce deschid și corurile, cred că da, cred că, cred că da. Pentru că sunteți curi... probabil sunteți și voi curioși. că avem și 5 magazine prime personale, bă, e super bine, chiar foarte bine dropul. deci, per total, avem în fel următor. cor prețios, hai să... Să scoatem frumos aici calculatorul. Deci, 41 de oni, hai să zicem minus 3, minus 3 oni, că nu cer la nimeni taxa aia, ar veni undeva la zi 36 de oni, doar din meni, 20 de oni, magicele, piatra lunii 3 onii dioxidele 3 la 5 oni, vrăjește cu plus, cred că e un on bucata, deci 3 oni, oricum o să le dăm, în clipul de azi mă gândesc, vrăjește cu B, iarăși nu le nu ne uităm la ele. E șarfele. Una de plus e undeva la 3.50. Să vedem câte facem. Până în momentul de față am făcut una, două și asta n-a mers. Dar am făcut una de 19 și una de 18 care, sincer să fiu, asta de 19 este undeva la uh, 6 un. și asta de 18 cred că este undeva la 4 oni. Deci 77 de oni, fraților, doar în momentul de față, fără ce am mai pus magazinul premium personal, fără eșarfa aia, mă, super bine. Fără o ăsta dragon albastru care în sigur, mamă, 13 zile iarăși are Skill-uri bune, deci chiar are chiar are bune, rău, tot. Sper să nu fie tip 6, atâta tot. Și nu am deschis corurile, fraților, până în momentul de față și toți suntem pe plus. Chiar pot zic, că iubesc lucrul ăsta, deci iubesc felul astea. Uh, să nu uit și de acest uh, razador care sigur o să fie cumpărat cu ăstea încă 3 ori, deci a venit 80 de om până în momentul de față și hai să vedem corurile cum spun, cum sunt. Onyx legendar, Jadantic, rubin rar. Onix Antic, Jad Antic, Granat Rar, Safir, hai mă să-i dăm rapid. Bă, dar n-am prea mai văzut legendare. Nu prea mai văzut legendare, ce drept. Și hai să-i dăm și aici. Și avem în felul următor, băieți. Un diamant antic. Un, un. Rubin nimic. Bă, n-a nimic rău de tot. A dat patru, uh, patru, rare. Hai să vedem dacă din patru rare putem să facem două antice. Ar fi superb. Sincer, dar nu știu ce să zic. Uite, unul a mers și al doilea a ieșuat. Hai să ne facem și pe ăsta, care a ieșuat chiar și bă, dar panara, mă rău, de tot rubinul ăsta, bă, sincer să fiu. Băi. Bă. Măcar am făcut legendarul, hai zi, zi acolo că e bine. Mai zi, plus 10 oni. Plus. Jad. 2 jade antice, 2 oni. Uh, la safir, 2 antice, 1 on. Granatul, un Granat legendar plus 1 antic, vreo 3 oni. Și la onic s-a dat 1, 2, 3, 4, zi, 2 oni astea. Plus un legendar care e full, ok? Și s-a ajuns, fraților, la 101 Oni Deci superb. Nu am ce să zic. chiar uh, surprinzător un drop formidabil, deci formidabil, fraților. Uh, nu știu ce să zic. Ba, mă închin în fața dropului asta Chiar, chiar a fost foarte mare noroc. Da. da. Wow, wow, wow. Mă uit în continuare. Avem bineînțeles și vrăjește. Ba, avem și câteva exo de fapt. Hai să pun o mică pauză, fraților, și să mai caute niște respingeri plus un item în care să dăm noi schimbă. Fraților, până una alta luăm pumnalele astea zodiac pe care, de fapt, în care am dat minim 100 de schimbă cu B, n-a intrat nimic. Poate schimbările astea cu B o să fie norocoase, nu știu ce să zic, dar încercăm în momentul de față. Minus 4, 19, 3, 9, 21, 2, și 9 medie, 5 pătrundere, bă, foarte greu să intre media, sincer să fiu, nu vă sfătuiesc să încercați treaba asta și mai ne uit, o să ne mai uităm puțin de uh, niște iteme în care vreau să dau schimbările astea, 3 cu plus. Fraților, m-am gândit și am zis, bă, cel mai bine o să dau în dintele ăsta pe care l-aveam de ceva timp aici da, primește tot, nu ai niciun mesaj cu atașament, am înțeles, bun. O să dau un ăsta foarte elegant, pentru că deși am eu un dinte superb, 8 din 10 semi, zice pătrundere, poate, poate, prindem un dinte și mai top 10 semi, 12 int, 12 dex, cine știe, sau, 12, sau 20 farmec, hai să vedem. Știu că șansele sunt mici, dar totuși, dacă ne ai baba că avem ceva noroc, eu chiar mă cred în... Uh, baba, primul a fost 10 farmec, nimic spectaculos, al doilea 5 pătrundere, iarăși nimic spectaculos al treilea Mama am crezut cu 10 semi, pătrundere Am fost aici numai 10, 10, 10 și 10 pătrundere Am zis, bă, trebuie să fie semi pe undeva Dar se pare că n-a fost în asta. Hai, o să rămână O să rămână și el aici Pentru, pentru viitor Nu știu dacă aș mai avea la alchimie ceva de dat de fapt, sincer să fiu, chiar aș mai avea. Hai să dăm puțin și în alchimia asta pe care o mai avem noi aici. Uh, cel puțin la rare. Să vedem și noi cum merg treburile. Pentru că și așa avem foarte multe coruri, băieți. Uh, alchimia asta a fost făcută, să zic așa, fără voia mea neapărat. Pentru că nu mă așteptam să fac uh, foarte multă alchimie. Uh, dar uite că am deschis atât de multe cufere argintii ok și acumulăm în total acum aproximativ... 239 de magice, probabil dacă s a sta să le mai caut ar fi mai multe. Și văd că anticele, mamă, au mers 4, a, ah, au mers 3 din 4, ok, am înțeles. Mamă, dar uite la diamante câte avem. Băi, super, cu pe evenimentul ăsta îmi place că au mai scăzut și piața la alchimie, deci piața la antice, ce drept, chiar a scăzut foarte mult. Uh, cred că ați văzut și voi lucrul ăsta pentru că s-au făcut foarte multe, vă dați seama, după atât după atât de mult alchimie făcută din cufere, na, mi se pare și normal să scadă și uite-te și tu cât de mult ai ieșuat. Deci, am făcut două antice, vă rușine, rușine aici, sincer. La Safir ai eșuat de a ieșuat asta. Ai ieșuat din nou, bă, urâtă pasta cu safirul, urâtă schema, mai face, merge unul, mișează altul, hai că de data asta o fac pasta așa, și acum am făcut schema țâcă, am văzut că e prea buguit. Bineînțeles, ne uităm și la Onyx. Bar ba, trebuie să pun și Onyx și Alchimia asta la vânzare, dar sincer să fiu, nu am avut chef. Nici, nu știu de ce n-am pus-o. Deci nici nu mi-am mai dat seama, fraților. Trebuie să mă uit, iau toate conturile pe care am Alchimie la rând, pentru că nu, nu mi-a mai păsat. Nu mi-a mai, mi mai bătut capul cu ea, uite că... Cel mai probabil eu zic lucrul ăsta acum, dar uite te știu cât de multe ani ce am făcut, am făcut aici vreo aproape 16, aici aproape 8, aici s-a dus peste un rând, la jad s-a dus peste un rând, la rubine măcar, rog, aici am dat la legendar și la diamant slab ce drept. Deci la diamant chiar a fost slab, uh, la ametist bineînțeles, au, ah, lol, what the fuck, am și un ametist antic pe aici, de când eu ăsta, că nici naiba nu mai știe. Doamne ferească mă Deci avem cred că 100 de nu, nu, nu 100 de ani Dar cred că undeva la 67 de ani În alchimia asta Avem plus spun că Ceva coruri aici Pe care cred că o să le deschid tot în clipul de azi Pentru că poate, poate mai facem un rubin ceva Cor de asta normal mai bine că se desează de și tăiate diamant brut Hai că să ne umplu și la diamante dacă e 1, 2, 3. Așa, hai să mă duc să iau diamantul ăla, că... Mamă, dar s-a la tot aici. Chiar s umplu la absolut tot. Granat brut, Onix. Măcar știu la care se mai umple. Safir brut, safir brut. Și granat. Bun, hai să vedem. Așa Și granatul S-a făcut și asta Bun, la capitolul rubin M-am uitat, ești a adat, de deloc la rubin Doamne, ferească, mă, nu, mă E, e scriptat, 100%, frate Îți deci pierde și cheful să mai dai În fine Da, bă, băieți Cam atat și cu clipul de azi, sper că v-a plăcut, eu am fost Taker și până la viitoare, noi să ne auzim cu bine, v-am pupat, ceau!